Un părinte creștin își asumă, pe lângă faptul că este părinte, și misiunea de a-l apropia pe copil de Dumnezeu, de a-l ajuta să facă o relație personală cu Dumnezeu, de a-l introduce în învățătura de credință, cu valorile, cu principiile creștine și cu viața practică, zilnică, creștină. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, un părinte creștin are misiunea de a-l învăța pe copil despre suferință, despre nedreptate, despre durere, pe care lumea de astăzi ți le servește foarte ușor și creează aceste frustrări și uneori destul de complicate situații. Dar un părinte creștin care îl învață pe copil că viața este și despre suferință și despre durere și despre nedreptate și așa mai departe, despre minciună și toate celelalte, este un copil mai bine pregătit pentru viața din această lume. Și această investiție pe care o fac părinții în zona aceasta spirituală de a crește copilul și pe dimensiunea spirituală, uneori este foarte dificil, foarte dificil, mai ales că copilul este expus la o multitudine de valori care nu întotdeauna sunt creștine. Și apare și conceptul acesta, vă dați seama, de la vârste mici, să zicem, 6, 7, 8 ani, să-l înveți pe copil și cu ideea aceasta de luptă, de a alege între valori. Trebuie să te lupți uneori, să te abții de la o chestie și să faci o chestie bună. Ideea aceasta de luptă, de a alege și uneori cu tensiune, în sensul acesta de luptă, de a alege cu anumită tensiune, cu un anumit disconfort. Un părinte creștin îl învață pe copilul lui și aceste lucruri, pentru că țin la dimensiunea spirituală, religioasă, creștină. Aici cred eu că este și mai dificil să fii un părinte creștin, pentru că trebuie să asiguri educația la toate dimensiunile. Și școlară, și socială, și profesională mai târziu, dar și spirituală, religioasă, morală. Am putea spune că are și mai multe instrumente care să-i vină în ajutor? Sigur că da. Mai multe instrumente, mai multă susținere, pentru că susținerea este și pe verticală. Și a învăța copilul, așa numai să fac o paranteză, o relație personală cu Dumnezeu. Adică să vorbești cu Dumnezeu cum vorbești cu mama și cu tata. Copiii cum sunt deschiși? Aș putea spune copiii în mod natural au această spiritualitate în ei. Și probabil ea se pervertește sau scade odată cu educația aceasta centrată prea mult pe cunoștințe, pe informații, cognitivă, cum spunem noi psihologii. E foarte important ca părintele să susțină copilul în dezvoltarea lui și spirituală, care înseamnă mai mult decât școlară, adică ce înseamnă învățarea religioasă la școală ca și parte formală. Înseamnă mai mult decât a-l învăța cunoștințe despre Dumnezeu, despre religie, despre credința ta. Înseamnă mai mult această asistență a educației spirituale, adică practică. Să-l asiști pe copil practic, sigur făcând tu cum să se dezvolte, și de aceea spun că este complex, dificil, dar foarte frumos și se dă o educație completă copilului, formării lui complete ca om, mult mai pregătit pentru viață, pentru profesie.